Contele de Montecristo, scrisă de Alexandre Dumas, este cartea recomandată de specialiștii Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpulung ca lectură de weekend. Condamnat la închisoare pe viață, chiar în ziua anunții sale, tânărul ofițer de marină Edmond Dant pare sortit să-și petreacă restul zilelor în cumplita temniță Chateau Diff. De fapt, Dant este victima unui complot la nivel înalt în care este amestecat însuși procurorul regelui. În temniță, Dant îl cunoaște pe bătrânul Abate Faria, care îi dezvăluie ascunzătoarea unei comori fabuloase. După moartea Abatelui, Edmond reușește să evadeze și să pună mâna pe comoară, iar viața sa va avea un singur cel, răzbunarea. Cartea săptămânii la Biblioteca Ion Barbu din Câmpulung este publicația Contele de Monte Cristo, roman al autorului francez Alexandre Dumas Tatăl. Acest roman, publicat în anul 1844, povestește viața lui Edmond Dant, care a fost închis fiind considerat un informator al lui Napoleon Bonaparte. A fost arestat de către autorități chiar în ziua logonii sale cu Mercedes și dus la închisoarea din satul său, urmând ca apoi să fie judecat de către procuror pe drum spre Marsilia, la dorința capitanului care tocmai de dea sfârșitul, Edmond Dant, preia din elba o scrisoare lui Napoleon către un bonapartist din Paris, Noartie de Villefort. Odată ajuns în port domnul Morel, armatorul pe care deținea nava faraonul pe care lucra Edmond ca secund și îi oferea tânărului marinar slujba de capitan. Astfel, acest act produce o mare neliniște din partea unui anumit Danglar, care era un contabil care îl invidia pe Edmond, și astfel Edmond în timp ce se duce să-și viziteze tată și pe mine sa logonică Mercedes care locuia în satul de pescare catalanilor, este reclamat de danglar și este arestat ca informator și judecat de către procurorul Phil Fort și închis la castelul DIF din, pentru timp de 14 ani. Acolo se va încheteni cu una abate Faria, care va lăsa ca moștenire secretul unei comori a familiei Spada, ascunsă pe insula Monte Cristo. După ce evadează din închisoare, având o înfățișare nouă conferită de bogăție și marea cultură pe care o căpătase sub îndrumarea lui Faria, Edmund se va întoarce pentru a se răzbuna, devenind astfel contele insulei pustii și muntoase de Monte Cristo, Villefort. Prin urmare, vă invităm să împrumutați această publicație interesantă de la Biblioteca Municipală. Romanul se citește pe nerăsuflate și este un bun prilej de a-ți petrece constructiv timpul în casă, la căldură, în această toamnă iernatică. Cei care nu dețin cartea în biblioteca personală o pot împrumuta de la Biblioteca Municipală Ioan Barbu din Câmpulung.